Alunecarea de teren de la Alunu s-a reactivat luna trecută în urma precipitațiilor abundente. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pe toate fronturile pentru a stopa calamitatea. Însă, după cum se vede și în imagini, halda de steril este uriașă. 8 familii au fost evacuate, utilajele de la Apele Române și serviciul de gospodărire a apelor au fost dispuse la fața locului pentru a căra pământul. Însă, alunecarea a înaintat până a ajuns în drumul județean. Autoritățile au hotărât devierea circulației pe o altă arteră și caută în continuare soluții pentru a scăpa de probleme. Fotografiile de ieri arătau că inclusiv pe carosabil se află o masă foarte mare, înălțimea acestei este de circa 6-7 metri pe carosabilul drumului județean 605, iar o asemenea situație este îngrijorătoare și pentru noi ca reprezentanți ai administrației, dar mă gândesc că este și mai îngrijorătoare pentru cetățenii aflați în zona respectivă. Așa cum bine știți, s-au dat mai multe ordine de evacuare. Până la acest moment, 27 de persoane sunt evacuate din 8 gospodării, iar în ultimul plan de evacuare să avem în vedere încă 2 gospodării, numărul final urmând să fie la 33 de persoane. Să sperăm că prin modul în care se manifestă înaintarea haldei de steril, nu va mai fi nevoie de evacuarea ultimelor 2 gospodării. Prefectul județului a mai precizat că evaluarea pagubelor este în desfășurare în vederea despăgubirii celor strămutați. Până în momentul acesta s-au făcut anchete sociale de către AJPIS și s-a înaintat la București solicitarea ca pentru fiecare familie să fie alocat un ajutor de subzistență de circa 7.000 de lei, urmând ca prin materiale pe care le înaintăm către Guvernul României să se solicite și pentru locuințele persoanelor afectate. Suntem deocamdată ținuți de evenimentele care au avut loc în ultima perioadă de timp. Și nu numai, e necesară și o evaluare a locuințelor pe care am solicitat-o primarului, pentru că, până la urmă, administrația locală are obligația să facă această evaluare. Iar atunci când ne va fi înaintat materialul de evaluare, vom solicita de la guvern, așa cum vă spuneam, un ajutor pentru persoanele respective. Pe lângă situația de la Alunu, conducerea prefecturii monitorizează și cariera de la Costești, unde o haldă de pietriș ar putea să alunece în urma unor precipitații abundente.